Da, ai, bună seara și bine ne regăsim la Pub Ruibi, la Pub Live. Am scurtat un pic muzica asta de început cu intrarea în sărbătorile de iarnă, specifică. Titi, bună seara, Titi, bună seara, Paul Bărgăunaș, care este și el alături de noi. Uite, o să-l punem pe burta lui Titi, să se vadă acolo. Paul, poți să intri în direct cu bună cameră. Seara. Bună seara, cu cameră. Și, Titi, avem două invitații aici, pe care noi îi cunoaștem, de altfel, dar cei de acasă s-ar putea să nu îi cunoască unii dintre ei, pentru că se uite și de la alte sporturi. Se uite de la handbal, se uite de la fotbal, atenție, da? Se uite de la scrimă, Daniel, nu mă crezi. În seara asta o să crezi. Așteptăm la o masă rotundă pe toți cei care privește din alte sporturi, că nu e o problemă să promovăm sportul în general, pentru că e o problemă pentru generațiile care vin, că nu mai fac sport. Atât pentru cele care vin, cât și pentru cele care pleacă. Pentru că dacă ne uităm la noi doi, domnul Titi, încă suntem pe drum. Încă suntem pe drum. Mai avem până la final, dar încă suntem pe drum. Da. Uite-te și tu la Daniel Bordor. Bună seara, Daniel. Bună seara. Tocmai vorbeam cu el, Titi, ai auzit și tu. Noi doi am făcut Academia de Rugby împreună. Dar uite cum arată el, uite cum arat eu. El încă o mai face, eu am stagnat. Am rămas să repete. Da, el face Academia suedeză acum, că se face blond. Nu. Da, da. Merge. Și Tudor Boldor, băiatul lui Tudor Daniel. Tudor Boldor, unul dintre cei care au învins Tonga. O echipă românească aproape 100%, cu jucători din campionatul intern, fără jucători de la echipa campioană, învinsa din finala Superligii, a dat cei mai mulți jucători și am reușit să învingem Tonga cu echipa clasată pe locul 2 cu vicecampioana României, întărită cu cei de la Dinamo și 3 jucători de afară. O să las pe Paul să ne spună câteva chestiuni și mai vesele, dar și triste, pentru că Ruibiu a pierdut niște oameni care au făcut istorie pentru acest sport în România și în viața internațională a sportului. Și el cunoaște cel mai bine, mai ales că au fost și din clubul în care a jucat și el. Paul. Bună seara, în primul rând vreau să vă felicit pe tine, Titi, și pe Cătălin pentru ideea extraordinară de a invita familia Boldor în seara asta în emisiune. Trebuie să recunosc că mă leagă multe amintiri frumoase de cei doi, bineînțeles mai ales de Daniel, pentru că suntem mai apropiați de vârstă. Am fost într-o anumită perioadă a carierei adversar, când el era așa puțin la apus și eu mă lansam. Când el era strălucea la Steaua, era o stea în devenire, eu eram în tribună fiind junior și aplaudam cursele pe care le făcea la fiecare meci. Să nu uităm că Daniel face parte din, pot să spun eu acum, o penultimă sau antepenultimă echipă de aur a României, care a câștigat pentru prima dată pe teren britanic. Am câștigat în Țara Galilor, la Cardiff, iar Daniel a fost titular la meciul acela. A jucat și pe 23 august, fost pe stadion 23 august, la o victorie în 1989 contra Italiei. Dacă nu mă înșel, Daniele, te rog să mă corectez, 28-4. Iar pe Tudor am avut plăcerea să-l văd cum crește. Era nelipsit de la meciurile Stelei, apoi a început și el să joace rugby, optar, zecare, apoi juniori. Și l-am văzut crescând cu ochii și a avut un parcurs foarte, foarte frumos, care, bineînțeles, nu s-a terminat. E și el component al echipei naționale, are, dacă nu mă înșel, 10 selecții la echipa națională și a făcut parte, așa cum bine ai spus, Titi, din echipa care a învins Tonga și cu care noi am și făcut schimb de locuri în clasamentul rugby. Despre veștile acelea mai puțin triste, da, așa este, în această săptămână, de fapt săptămâna trecută la sfârșit și în această săptămână ne-au părăsit, pot eu să spun, doi titani ai rugby-ului românesc. E vorba despre Ioan Todorescu, cunoscut de cei din lumea rugby-ului Caneteo, da, aripă a echipei Grivița, campion european cu această echipă, multiplu
campion național cu Grivița, component al echipei naționale, în perioada în care erau 3 sau 4 meciuri pe sezon, el a adunat mai mult de 15 selecții în echipa națională. La sfârșitul carierei de jucător, un apreciat tehnician la Rapid. Pot să spun că așa cu mici perioade în care nu a fost implicat în viața echipei Rapid, dacă nu mă înșel, vreo 25 de ani, 30 de ani, el a fost legat sufletește de clubul de sub Podugrean, care a activat, bineînțeles, și în prima divizie și în a doua divizie. Și un reputat inginer, pentru că voi știți tu, Daniel, Titi, chiar și tu, Cătălin, că cei din generația mai veche, pe lângă că erau foarte buni jucători de rugby, erau și foarte buni profesioniști și aveau meserii bune. Atunci erau ingineri, doctori, maestri, tehnicieni, care, să spun așa, făceau cinste meseriei pe care și-au ales-o. Al doilea personaj din rugby românesc care ne-a părăsit, Petre Florescu, domn profesor, cum era alintat, un foarte bun jucător de demi de mele, numărul 9, grămadă ordonată, bineînțeles și el component al echipei naționale a României, a făcut parte din echipa care în 1974 bătea Franța la București. Bârlădean, ca și tatăl meu, da? s-a consacrat la Bârlad, a jucat și la Farul Constanța, a jucat și la Dinamo un sezon, dar cel mai mult și cel mai mult cariera lui s-a legat de clubul din Bârlad. A evoluat și la Timișoara, acolo unde a și absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport. După încheierea activității de jucător, s-a reîntors la Bârlad, unde a antrenat echipa din localitate, Rulmentul Bârlad, cu care a câștigat în două rânduri Cupa României. Și vreau să vă spun, stimați ascultători și dragi invitați, că în perioada respectivă, și Daniel poate să confirme, era destul de greu să câștigi Cupa României, chiar dacă, să zic, Steaua, Dinamo dădeau jucători la echipa națională sau Grivița sau Faru, Cupa României se juca fără jucătorii care erau chemați la echipa națională, dar oricum echipele pe care le-am enumerat mai devreme aveau mulți jucători de valoare și era destul de greu să te impui chiar și în Cupa României, adică o echipă de rezerve a Stelei putea fără probleme să participe în prima divizie în momentul respectiv și eu cred că nu se clasa sub locul 6 sau locul 7, la fel și Dinamo sau chiar Grivița sau Farul, echipele talon din perioada respectivă. Deci în acea perioadă foarte, foarte dură, cu meciuri grele de fiecare dată, Rulmentul Bârlad a reușit să câștige de două ori Cupa României, sub conducerea reputatului tehnician, care a fost Petre Florescu. Apoi a mai activat și la Politehnica Iași, cu bune rezultate, și a înființat prima echipă de rugby feminin la Iași. Actuala noastră colegă, Titi Gabriela Bălan, a fost una din jucătoarele dânsului atunci când el a înființat echipa de junioare. S-a stins săptămâna aceasta la vârsta de 76 de ani și pentru cei doi, cum spuneam și mai devreme, Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Da, haideți să trecem în viața de acum. Dar nu putem să nu remarcăm câte date, câte informații are Paul. Așa cum am mai spus, Paul este o enciclopedie și îl știe toată lumea și nu numai din România și din afară, că poți să accesezi mai tare decât computerul Google. Google-ul e mic copil. Îl poți contrazice, Daniel? Deloc. Când vreau informația despre rugby, de rugby, de jucătorii de rugby, Paul este prima mea opțiune. Cred că știe când s-au născut. Bineînțeles. Din ce mamă, din ce tată, cine, cum erau astrele atunci, cum s-au așezat deasupra. Și de la un club. Cunoaște și o știe foarte bine, indiferent că e un club mai mic sau mai mare din lumea asta. Eu l-ascultam cu câtă pasiune, vorbește coerent, fără să se întrerupă, fenomenal. Felicitări, Paul! Mulțumesc!
Da, Daniel știe nebunia mea despre lucrurile astea și Titi și tu puțin așa. Îmi place, mi-a plăcut să fac lucrul ăsta, mi-a plăcut să citesc de mic, într-o familie de sportivi, de ruibiști, așa că totul a venit așa firesc. Atâta vreau să mai spun, 30 de secunde, Cătălin, că dacă vorbim de familie de sportivi, să știți că Tudor este fratele a două scrimere de valoare care fac parte din echipa națională a României. Acum, cred că nu greșesc arma, scrimă sau spadă, dar cu bune rezultate naționale și internaționale. Deci, familie multisportivă. Nu știu dacă cea mică, Picea, face ceva sport, dar surorile mari ale lui Tudor, adică geamăna lui Tudor și Aria, sunt amândouă mari scrimere. Sunt trei arme la scrimă, floretă, spadă și sabie, sunt la floretă. Bă, poate ne aud că a zis că ne mai urmărești da. Și scrimeuri sau nu știu ce. Floretă, spadă și da. Sabie. Acum, dacă tot discutăm de familii de ruibiști, și tu, Paul, ești dintr-o familie consacrată, nu? Cu atât părinți cât și veri și unchi și frate, da? O familie numeroasă care a dat un plus de valoare ruibiului în diverse etape ale vieții. Da, cum zic eu întotdeauna, mulțumesc, Titi, am încercat să nu trădăm sportul, ruibiu, pentru că ăsta l-am ales să-l facem și încercăm și acum în momentul ăsta, așa cum este și Daniel, cum ești și tu, să dăm ceva ruibiului înapoi. Mie așa mi se pare firesc. Băiatul meu și el, Matei, 12 ani, face și el ruibii. Deci îl vedem la Națională și pe el cât de curând. Tudor, de ce Steaua? Steaua e o tradiție la noi în familie, ca să spun așa. Te-a obligat tatăl, nu? Nu. E și aproape de casă, de ce să omici aspectul ăsta? Nu cred că ăsta e motivul. Tatăl meu, unchii mei, frații lui tata Florin și Mihai, sunt și ei foști jucători de rugby tot la Steaua. Am început să joc la Steaua la 7 ani. Bine, până să încep rugby, deja eram cu mingea în brațe și îl învățasem să pasez. Nu ai furat și fluierul? Încă nu aveam fluier pe vremea aia, nu ai târziu. Nu. După, cât a fost arbitru, am fost cu el, am fost la meciuri, mi-aduc aminte și de perioada aceea. Steaua e clubul la care am crescut, clubul la care și tata a crescut și, cum am zis mai devreme, și familia mea. Și cred că ăsta a fost factorul cheie. Și ai vrut să faci performanță la fel ca el sau să-l depășești? Da. Nu ți-ai propus nimic și mi-am dorit inițial, ca și poveste, tatăl meu nu a vrut la început să mă dea la rugby, dar insistând, plângând în casă și n-am deci n-a putut. Fost că erai aproape de stadion. Nu, la urmă. Nu, dar nu, fost mai mult. Nu voia să mă dea la rugby deloc, am încercat cu alte sporturi, na. Adică ce sporturi ai făcut? Hockey, karate și atât. Și astfel, la hockey și la fotbal voia să mă duc. Care ai făcut cel mai mult în afară? Karate. Karate cât ai făcut? Și un an. Până să mă apuc de rugby. Nu vă gândiți că prea mult. L-a luat de la karate și a început să dea niște picioare prin surorile lui pe acolo și am zis, bă, nu-i prea bine așa. Să spărgeau lucruri prin casă și am zis, hai să o lăsăm mai moale cu karatele. Adrian Groza zice, felicitări pentru cariera lui Boldor, lui Daniel, mult succes lui Tudor și în ultimul rând, felicitări pentru emisiune. Mai avem de așteptat. Noi, ca emisiune, ei au pentru ce să primească aceste felicitări. Și la Emilian Duță, la fel, felicitări, o familie frumoasă. Mulțumim frumos. La Steaua ai început ca aripă, nu? Nu, inițial am vrut să, da, am început ca și aripă, pentru că mi-am dorit să joc același post pe care a jucat și tata. Ulterior am crescut și m-am transformat în uvertură. Adică un fel de conducător de joc. Da, avantajul meu pot spune că a fost faptul că l-am avut pe tata lângă mine de mic și m-a învățat în mare parte tot ce știu. Deci a renunțat să te blocheze? M-a susținut în momentul în care am început să joc rugby, m-a susținut. Într-adevăr a fost drastic cu mine, sever, dar a fost critică constructivă de fiecare dată și mă bucur că a fost așa, mă bucur că a fost mai strict un pic. Ca paranteză, mi-a dat și o lecție, era micuț. 11-12 ani, eu eram răutăcios cu el după meciuri și îi spunea numai de lucrurile mai puțin bune care le făcea în teren. Până mi-a dat o palmă între ghilimele peste ochi, așa să-mi zic că
Tată, dar numai lucruri proaste fac, ceva bun nu poți să-mi zici că fac. Și atunci mi-am dat seama că procedez greșit și mi-am schimbat atitudinea față de el și față de cum vorbeam cu el, pentru că... Se pare că familia Boldor naște foarte mult interes, ca să nu spun și pasiuni, pentru că dacă ne uităm la cei doi, partea feminină suspină în momentul de față, nu o să vorbesc despre tine că n-are, ești cu... aici, dar cu el poate. Vorbești liber de față cu taicătul, nu? Da, da, da. Îți dă voie acum. Ok. Da. Dar pe YouTube avem foarte mulți urmăritori în acest moment și le mulțumim tuturor celor și de pe Facebook și de pe publife.ro și despre, de pe YouTube. Dar, ca să vezi, este prima dată când pe YouTube avem un număr destul de mare de urmăritori. Până acum totul era pe, în special pe publife.ro și apoi pe Facebook. Suntem onorați, cred că vorbesc și... Da, suntem. Și mulțumim pentru invitație cu această ocazie. Ne bucurăm să fim aici. Mie chiar îmi face plăcere că Titi mi-a făcut o surpriză până la urmă. L-aducă pe Daniel. Eu cu tine, dar nu știu dacă te mai aduce aminte, glumeam foarte mult la Academie. Puneam tot felul de bancuri, tot felul de chestii și făceam mișto unul de altul, mai mult de mine. Dar deci de-aia n-avem antrenori acum, că voi în loc să faceți treaba acolo, să te dați pe glume. Râde Paul, cine se uită la televizor acum îl vede, că este încă alături de noi, pentru că la un moment dat glumeam cu tine sau cu, în fine, cu altcineva, cu Răzvan, și ne preda Paul niște reguli care tocmai se schimbase de rugby și el zice, ok, înseamnă că voi le știți, sunteți puși la punct cu toate legile rugby-ului, așa că la următorul examen nu veți avea nicio problemă. Da, eu mă bazam pe el, copiam. Paul, mea culpa, copiam de la Daniel, să știi. Da, dar până la urmă v-ați lăsat de antrenorat amândoi. Eu încă nu mă las. Da, un voluntariat, ești antrenor personal, nu, până la urmă, nu? Sau? Nu sunt un antrenor personal, în momentul ăsta sunt voluntar, să zic așa. Eu am gândit un proiect pe un termen lung, de câțiva ani de zile. E într-un stand-by, eu sper în continuare să iasă ceva din proiectul care l-am gândit, ca o academie pentru un club cum e Steaua. Și sper în continuare că va ieși ceva din, mai ales că spatele Academiei astea, care e un liceu care a făcut o istorie, care e înființat pe undeva prin 74 ca secție de rugby, și nu mă fără să o zic, un Liricu Gorescu de azi, un fost liceu 11, fostul Locomotiva, un liceu care are multe posibilități de a putea să faci performanța acolo. Dar... Pe și în ce stadiu ești cu proiectul ăla? S-a plecat de la o convenție de colaborare în care noi ajutăm prin tehnicieni, prin baza logistică care aveam Steaua, iar înțelegerea aia ca vârfurile care ies dintr-o generație și erau generații din an în an, din clasa 9 până între la 12, prima opțiune să aibă Steaua de a vorbi cu ei. S-au făcut niște performanțe, cel puțin când am fost un campionat național câștigat, vicecampion național, campion național pe la Ribin 7, se poate face o treabă bună. Adică eu am speranță și știți cum e că speranța moare ultima, am speranța să iasă ceva frumos și să putem să menținem rugby-ul ăsta în viață. Da, este o chestie bună, mai ales că ce mi s-a părut curios și nu numai mie, că am mai discutat și cu alți iubitori ai rugby-ului, Steaua a avut în grădina ei actualul capitan al naționalei de Under 20, pe Kemal, da. Și el a plecat la Timișoara în loc să rămână la Steaua. Asta cu prima opțiune mi se părea super ok. E prima opțiune a Stelei, dar înainte de prima opțiune a Stelei, e prima opțiune a jucătorului, pentru că dacă nu-și dorește să facă performanță la Steaua, e liber să plece. Acum, Kemal, cred că și doresc tot bine din lumea, l-am avut și eu elev, și la Lotul Național, și la Steaua, și la Dinicu Golescu chiar, că ultimul an a fost la Dinicu Golescu. E un băiat foarte serios, într-o familie foarte serioasă, eu îi doresc tot bine din lume, eu îi doresc ca la un moment dat să revină la Steaua, sau unde este lui mai bine, că până la urmă echipresc puține totuși. Și performanța trebuie să facă, trebuie să facă ei în primul rând, ei jucători. Cum au făcut de altfel în toamna acestui an. Da, cum ai simțit această toamnă la nivel de... că ați avut și finale pe partea de Superliga, după care meciurile internaționale?
Da, a fost o toamnă frumoasă. Pentru mine, cea mai frumoasă parte a acestei toamne a fost ultimul meci cu Tonga. Eu am venit după o accidentare care m-a ținut destul de mult timp pe bară. În finalele campionatului, finala Superligii, cred că am jucat 5 minute maxim. Apoi, primele două meciuri cu Rugai și cu Olanda nu am jucat. Mă așteptam, sincer, să fie așa, pentru că venind după accidentare, nefiind la fel de pregătit fizic, poate ca ceilalți băieți, eu am fost cumva în linia, am intrat în linia dreaptă pentru a recupera tot. Ai trăit atmosfera pregătirii, ai trăit atmosfera meciului. Și... Da, pot spune că e o atmosferă foarte bună în cadrul echipei naționale la această oră. În 2019, când a venit domnul antrenor Andy Robinson, și în primul nostru an cu el împreună în 2020 la campionatul european, poate a fost anul de acomodare, am început să ne dăm seama și noi ce își dorește domnul Andy de la noi și așa mai departe. Acum e o atmosferă foarte bună, ne antrenăm foarte bine cu toții, vă garantez că se muncește din greu la antrenamente și avem un program ca o echipă profesionistă ce suntem și de aceea vin și rezultatele pe care le avem, pentru că ne antrenăm din greu, atât la sală cât și pe teren și cred că munca dă roadele muncii noastre, le-am cules acum în luna noiembrie. Noi ne dorim foarte tare să mergem la Cupa Mondială și acesta rămâne țelul nostru final. Pentru meciul cu Italia am văzut că sunt foarte mulți tineri aduși în lot acolo, unii de la Steaua, unii care au fost prin altă parte și au ajuns la Steaua. Da, pe majoritatea îi cunosc, dar eu în continuare mă mai uit și la meciurile de juniori și pe YouTube și când am ocazia merg pe stadion și mă uit, asta îmi place să fac. Îi cunosc pe majoritatea dintre ei, am urmărit și la campionatul european de Under 20. Cred că e o bucurie pentru ei și pentru noi, o să ne antrenăm împreună. Cum ai trăit meciul cu Rusia la campionatul de Under 20? Eu personal nu mă așteptam să ne bată Rusia. Am văzut oricum o generație mai bună față de anii trecuți la campionatul acesta european și le doresc multă baftă băieților. Meciul cu Rusia, cred că, ultimele 10 minute am văzut cu toții atunci asta cam... Da, bine, și la diferența care a fost acolo trebuiau să gestioneze altfel. Dar așa, după margine, e ușor să-ți dai cu părerea și când ești în teren. E altă chestiune, dar s-a văzut că au ambiție. Ceea ce s-a văzut și la voi în meciul cu Tonga a fost o chestiune extraordinară. Gândește-te, Titi, că ei n-au mai avut competiții. Deci cu atât mai de apreciat este rezultatul sau ce meciuri au făcut acolo, pentru că un an cu pandemia nu prea s-a... Da, și Under 19 anul trecut au fost puține echipe. Nu prea foarte aveai puține de unde și puține meciuri și când n-ai meciuri multe în picioare, cred că cel mai bun antrenament sunt meciurile. Cea mai bună omologică. Singur avantaj? 24. Daniel? 24, da. Daniel? Da. Scuză-mă că intervin și dacă îmi dai voie. Te rog. Să nu uităm că majoritatea jucătorilor care au făcut parte din echipa națională de Under 20 anul acesta sunt mai mici cu un an. Deci majoritatea o să joace și la anul, ceea ce iar e un lucru foarte, foarte bun. Problema e că ei trebuie să joace, ei trebuie să aibă continuitate. Dacă nu au un campionat... Chiar dacă sunt puține echipe, tur-retur, nu știu, să facă într-un fel. Nu, anul ăsta au fost echipe și au fost 7 etape care s-au jucat. Plus că au avut 8 echipe, da. Au fost și 2 etape de Under, de Rugby 7 la început pentru încălzire. Rugby 7 e alt sport, după mine. Este alt sport, dar toți au fost mulțumiți că au rodat, jucătorii au intrat în priză, ca să zic așa. Pentru că au stat foarte mult timp și porma au intrat pe campionatul regulat. S-a văzut că avem 4-5 echipe care sunt sensibile egale. Cei de afară asta... Cu asta câștigă ei mult mai mult, cu multe meciuri, multe competiții și atunci băieții ăștia cresc în valoare. Dacă nu au competiție, e foarte greu să te vezi la un campionat european și să încerci să joci cu o presiune pe tine. Eu am fost la două campionate europene ca antrenor de Under 18. E foarte greu. E greu, mai ales și timpul foarte scurt pentru pregătirea centralizată. Mai ales în perioada asta, cum au plecat ei și Under 18 și Under 20, cu o săptămână, două înainte, până atunci nu se văzuseră, cu atât de mai de apreciat ce au făcut ei acolo.
Da, da, a fost un meci pe muche de cuțit. Titi, aș vrea să-l întreb ceva pe Tudor. Din ce îți câștigi banii? Pentru că bănuiesc că ai și prietenă, bănuiesc că ai și alte gânduri în afară de... Îți ocupă, nu știu, 50% terenul de rugby din viață? Nu, nu, mai mult. Sunt jucător profesionist de rugby, cu asta mă ocup, din asta îmi câștig banii. E ok. Prietenă nu am, să vă răspund și la întrebarea aceasta. Aoleu! Sensoare seara asta. Seara asta, ce să mai... Da. Îți ajunge, ți-e suficient câștigul pe care l-ai ca jucător profesionist de rugby? Că era să zici că tu ești pe același post cu Calafeteanu, dar nu că el a fost de mii. În rugby, părerea mea, în rugby poți să trăiești bine atât cât joci. Okay. Problema e că noi nu avem salariile pe care... Nu problema. Un fapt este că nu avem salariile pe care le au cei de la fotbal sau de la alte sporturi. Okay. Doar că poți să trăiești în țara noastră cu salariul pe care l-ai. Doar că nu sunt îndeajunși bani încât să pui foarte mult deoparte, să te gândești că poți să începi, după ce termin rugby, un business prea mare. Mm-hmm. Într-adevăr, dacă ești chipzuit, meciuri cu echipa națională, campionate din prime de la campionatele noastre, din finale și așa mai departe, cupe, te descurci. Nu poți să zic că murim de foame, nu suntem muritori de foame. Mm-hmm. Dar așa ți-ai creionat pentru viitor cam ce ai vrea să faci după ce termin? E de vreme. Este de vreme. Sincer, lasă discuția pe care o am cel mai discutată, nu? Asta îmi spune de fiecare dată. Gândește-te ce o să faci după. Viața de sportiv este scurtă. Până la cât este viața de sportiv pentru tine? Cât ai plătit? Na, în funcție de cât o să pot să joc. Eu vreau să joc cât mai mult. Sper domnul Cojocaru de la Tomitani a jucat anul ăsta la 45 de ani sau la 47. A jucat în echipa din Superliga la Tomitani. Deci a dat și la bețe. Deci nu... Da. Așa că... Da. Depinde. Sunt jucător cum a fost Nicolae Nere, care s-a retras la 39 de ani. Sunt jucători care se retrag la 28. Atâta timp cât sunt sănătos și pot să joc, mulți factori, nu am o limită. Mulți factori, de la sănătate, că te rogi tot timpul să fii sănătos și așa mai departe, de la viața ta extrasportivă, de la postul care îl joci, sunt posturi care te pot duce mai o perioadă mai lungă în viața sportivă, altele care te retragi mai devreme. Mm-hmm. Care sunt alea din punctul tău de vedere? Care sunt? De exemplu, viața de linia T, chiar dacă acolo este o luptă brută, o luptă cu o forță mare, are o viață mai lungă totuși. Mm-hmm. O viață de... sau un post de viteză, de dexteritate, de ține mai puțin. Te mai lasă anumite... Articulațiile. Da, deci, plus că da. Sportul de performanță nu este sănătate neapărat. Mm-hmm. O uzură a organismului mai accentuată decât altora. Și ce ai recomandat să facă la final? Sau vă gândiți să faceți ceva împreună? Eu mă gândesc, m-am gândit tot timpul și m-am uitat nu numai la el, m-am uitat la toți tinerii care au trecut și prin mâna mea și văzându-i și urmărim aici de reconversia asta profesională, care ei sunt euforii și zic ce bine mi-e acum și frumos se fac ce-mi place. Noi care stăm pe lângă ei nu ne gândim să putem să-i ajutăm cu sfaturi sau cu o idee sau cu niște cursuri de reconversie profesională, să-i încurajăm să facă și altceva între timp. Și din păcate, la sfârșit de carieră, vezi foarte mulți sportivi, mari sportivi sau mai mici, care sunt triști, care își pierd busola. Nu știu în ce parte să iau. Eu am avut, eu sau pe vremea mea, era un mare avantaj, pentru că ceea ce îți puteau oferi niște cluburi era o meserie pe viață. Și atunci era ok, era bine, erai băiat cu minte, erai acolo și te țineai și ieșeai la pensie dintr-o meserie după ce te lăsai. Tu ce profesie ai, Tudor? Ce liceu ai terminat? Am profil sportiv, tot profil sportiv, facultatea n-am început-o, de aceea vă zic că am și discuția asta cu tata. N-ai început-o, dar vrea să începi pe facultate. Da, da, o să încep. Ce facultate? Tot de sport? Probabil că tot pe profil sportiv. Și te duce ca antrenor sau ca... Antrenor, da.
Tot pe partea de antrenorat. Mai merg și pe fizioterapie mulți. Da, fizioterapie, kinetoterapie, da, așa e, mulți. Cunosc mulți sportivi. Diferite, da, diferite meserii. Care merg în direct. Și le poți folosi și în altă zonă, nu numai în zona sportivă. Da. Pe partea asta. Da, asta ce spunea Paul mai devreme despre cei doi care ne-au, cei doi mari titani ai rugbyului care ne-au părăsit, că erau și foarte buni meseriași, foarte buni profesioniști în ceea ce făceau la locul de muncă, chiar și pe timpul când jucau. Și ce spune și Daniel acum, partea asta cu școala, degeaba avem echipe care sunt universitare, că nu mulți fac exact ceea ce fac și la școală acolo, că sunt absolvenți de facultate, dar dacă nu au timp să meargă să și practice ceea ce fac acolo, tot pleacă cu un handicap. Au avantajul că au totuși un document la mână. Au documentul, dar simt foarte bine că dacă nu profesezi aceeași meserie, nu majoritatea, dar să zic un procent foarte mare din cei care termină o facultate, nu practică mai departe. Meseria care, pentru care se pregătește... Aici sunt statistici, mai ales după 90 încoace, că aveam la un moment dat în anii 90 80.000 de juriști, 100 și ceva de mii de economiști. Tu te-ai gândit la o chestie practică, pentru că atuul tău este partea de dezvoltare fizică și abilitățile fizice care au la bază și o memorie motrică foarte bună. În fine, toate acestea duc către o posibilă activitate în zona de poliție, de intervenții, de jandarmerie. În zona asta te-ai gândit să activezi? Nu, eu la ora aceasta mă gândesc să cât fac sport, să reușesc să îmi fac să-mi strâng niște bănuți. Și apoi după, în timp, spre finalul carierei, să mă gândesc în ce direcție să-i pot investi. Te gândești că să faci o afacere? Da, asta m-aș gândi. La asta mă gândesc acum. Asta e dorința mea. În ce domeniu? Mă gândesc și la o mică cafenea, mă gândesc și la rent car. Sunt mai multe opțiuni. De aceea v-am și zis că încă nu sunt sigur. În direcția aceasta ai vrea. La asta mă gândesc că vreau să fac. Vreau să-mi strâng bine, bani. Aici, ca să faci o afacere, nu vreau să te dezamăgesc, dar vreau să spun o întrebare care, până la urmă, poate îți deschide orizontul gândirii critice asupra ceea ce vrei să faci. Orice afacere are nevoie de un oarecare background care să te ajute să cunoști, să dai faliment odată sau cineva să fi dat faliment odată. Este foarte important lucrul ăsta, ca tu să știi în ce-ți bași banii, cât îi dremuiești. Ai experiență financiară în acest domeniu? Nu am. Deocamdată la ora aceasta nu am experiență financiară în acest domeniu. Mă gândesc să discut pe parcurs cu consultanți financiari și așa mai departe, să cer păreri și să mă interesez până la ora în care voi ajunge să încep o afacere. Eu, de exemplu, prima afacere mi-am îngropat-o singur, a doua mi-au îngropat-o partenerii. Pe asta să nu mi-o îngroa pe nevastă mea, de exemplu. Să nu mă audă. Da. Așa este. Da, dar este foarte important să cunoști toate lucrurile acestea, pentru că altfel vei contabiliza eșecul și mai puțin câștigul. De aceea e foarte important să te pregătești din timp. Nu pentru eșec, dar e bine să ai și în minte și eșecul. Da. Ca și la rugby, ce faci? Exact, nu. Tocmai de asta mă gândesc și aș propune și trebuia de mult să fie cluburile mari din țară, astea puține care mai sunt, să aibă și un consilier pe partea de genul ăsta. Să ajute, să stai de vorbă cu un jucător, să-l întrebe, dom'le, cam cum vezi tu viața de după? Tu știi că ce profesia mea e de psiholog. Ce ar putea să-i spună psihologul din punct de vedere practic? Cred că cel mai bine ar intermedia, uite, astfel de emisiuni în care Titi și Paul să invite niște oameni din diferite zone de activitate care să le vorbească sportivilor care ies la un anumit... Da, eu cred că mai bine așa, am citit într-un fel că e psiholog, pentru că s-a spus mai mult decât aș fi spus eu, de exemplu. Adică ai interacționat cu el și ți-a spus ceea ce vrei să afli, dar cred că cel mai bine să face față în față, nu un grup, nu un... Nu, să știi că... Brainstorming-ul e bun. Pentru că el atât acum a spus două idei foarte bune. Numai că dacă ne bazăm pe ceea ce se întâmplă acum, el se va apuca de chestia asta peste vreo 6 ani, 7 ani. Da? Să gândească, că se duce după 30 de ani.
Numai că pandemia acum ne-a învățat că cafenelele și barurile au stat închise și stau în continuare, da? Deci a apărut o chestiune care nu putea să o prevadă nimeni. Deci ce va fi peste 6-7 ani? Ce mai poate apărea, sau ce mai au apărut mașinile care se conduc singure, da? Da, ca să faci rentacar, da, e bună să ai mașini de alea care le pui, dar faci mai repede o linie de taxi sau cine știe ce o fi pe vremea aia. Da, e o chestiune că trebuie să vină, toate vin la timpul lor. Și să știi și cum să-și dozeze așteptările în chestia asta, pentru că în primul an cunoști afacerea, în al doilea an te gândești să dai partea de, hai să zicem așa, zisă lovitură, în care să faci, să se și întoarcă și să știi foarte clar care sunt. Uite, noi avem aici o colaborare cu Octavian Bădescu, care este unul dintre cei mai bogați oameni din România. Și a făcut firma de curierat, uite că îmi scap aia, care e Emagul, a fost cumpărată de Semdei. Semdei a fost cumpărat de la el de către Emag, plus alte afaceri pe care le-a construit și le-a vândut. El din asta face bani. Acum este în zona imobiliarelor și cumpără imobiliare și le vinde. Sau le închiriază, după caz. Este foarte important să asculți ce spune un astfel de oameni, ce contează. Când auzi un om care vine din zona de afaceri, care spune, în primul și în primul rând, banii care ți intră în firmă trebuie să te îndestuleze pe tine, cel care a investit, și apoi pe ceilalți, pe creditori, pe taxe, să plătești taxe și impozite. Când auzi chestia asta, care intră în contratimp cu ceea ce spune de fapt unul de la ANAF, care spune, nu, primul lucru trebuie să plătești taxele și impozite. Păi dacă eu mă duc acasă cu buza umflată, cu stomacul gol, corect. Da. Așa. Mai fac eu afacerea a doua zi? Este firesc ce spune Octavian Bădescu. E foarte firesc să-ți pui deoparte, să înveți să-ți pui deoparte banii, astfel încât să poți să ajungă la toată lumea, dar în primul rând să te ajungă ție. Da? Asta este momentul în care am auzit pe Octavian Bădescu că vorbește despre angajați, că de fapt angajatul este ca o taxă. Salariul e o taxă. Și nu este o binefacere pe care o dai unui om, pentru că, de fapt, zona de liberalism gândește direcția ca fiecare om să-și producă propria pâine, dar din perspectiva negocierii permanente cu piața de desfacere, să-și construiască o piață. Aici sunt foarte multe și aici se construiește la vârsta asta pe care deja o ai. Mai târziu, lucrurile devin mai greoaie și startul acesta este luat de către altcineva. De aceea îți recomand să începi. Pentru că și ruibiul este o negociere totală. Și voi învățați tehnici și strategii de atac în funcție de echipă, ca și cum ați intrat într-o zonă de marketing. Intri pe piață cu un produs și acolo echipa adversă, echipa ta, iar acolo întâlnești o concurență, echipa adversă. Și înveți cum să, care sunt punctele slabe, care sunt punctele tari. Adică sunt foarte... Poftim! Da, Paul? Da, nu cred că vorbea cu da, eu... Spune, te rog. Eu vreau să vă propun, pentru că nu știu cât timp mai este din emisiune, și să profităm și de partea puțin așa ruibistică a invitaților și să-i mai întrebăm și ceva din ruibiu românesc sau ruibiu ce să gândesc ei pe viitor. La familia Boldor, performanța este în familie. Hai să-i lăsăm bine, să vorbească despre performanță, să-i îmbine și să-i aducă și pe ceilalți la teren, spectatori sau pe teren ca jucători, ca practicanți. Dar este foarte important să le oferim și un viitor tinerilor practicanți de rugby. Da, uite, un viitor poate să fie chiar în familie, că în proiectul ăsta care îl face Daniel poate să implice, că are cunoștințe deja pe zona de sport, să implice și da, Tudor sub o formă sau vezi alta. Vezi cum e, că nu depinde de mine, pentru că depinde, stăm și depindem de oameni. Cât de atras înspre sportul ăsta, și foarte bine că ne luptăm să existe rugby-ul ăsta peste tot, s-au închis stadioane, s-au închis echipe, e foarte greu să... Dar aici e vorba, de ce vorbeam eu, era vorba de educație. De educație prin rugby. Și eu cred în chestiile astea, numai că deschiderea care trebuie să aibă o instituție trebuie să fie maximă, adică să-ți dea încredere și atunci poți să tragi lângă tine oameni cum sunt acești tineri pe care eu m-aș baza 100%, aș merge cu ei oricând la un război cu sportivi de performanță. Daniel, știi ce nu este la noi de dezvoltat și aici poate dau o idee de afaceri lui Tudor?
Noi nu avem marketingul sportiv foarte bine pus la punct și aici mă gândesc și la marketingul ce ține de jucători, dar și la marketingul ce ține de vânzarea unui spectacol rugbyistic. Nu există, pentru că ceea ce ne lipsește nouă aici, în România, noi vrem să facem doar sport de performanță, fără a înțelege că acesta nu există fără spectatori. Am văzut în pandemie că orice sport am face, fotbal, rugby, orice, cu sălile goale, este fără... E trist. Nu există. Nu există lucrul ăsta. E, ideea este cum facem să aducem jucători, cum facem să aducem... spectatorii acolo și automat crește și atenția pe fiecare jucător. Intrăm iar pe o chestie care putem să discutăm ani de zile. E vorba de educație. E vorba că de la grădiniță ar trebui să-i învățăm pe copiii noștri să facă sport, mișcare fizică, să-i ducem prin parcuri, să alergem prin parcuri, să facem competiții. Așa îi atragem spre un teren, spre a fi copiii ăștia atât de interesați să vadă orice sport, să fie actiați de a cunoaște anumite sporturi. Să avem foarte multe opțiuni să ducem copiii noștri peste tot. O chestie frumoasă care ați făcut un weekend ăsta la Steaua, nu? Ați avut peste 200 de copii acolo. Exact, o cupă de Moș Crăciun, în care s-au făcut niște eforturi. Au venit oameni lângă și au făcut niște pachetele. Eu am fost ca simplu spectator, deci nu am fost implicat, dar m-a bucurat și te bucură când vezi ația copiii acolo. Și atunci copiii vor fi câștigați pentru așa ceva, pentru sport în general, nu neapărat pentru lui. Mm-hmm. Să vadă mai multe terenuri de sport, să le calce terenurile alea de sport, care sunt închise, alea și alea puține care sunt pe acolo. E foarte greu să aduci copii spre sport, dacă cumva convingi copilul să vină spre rugby, să-i arăți o minge de rugby, să fie curios de ea, nu poți să convingi părintele să... Sunt atât de multe și atât de complicate, sunt pentru că părintele în momentul ăsta e mai comod ca copilul să stea acasă. Eu mi-am dat copiii la sport, în primul rând, pentru sănătatea lor și pentru a nu sta pe străzi. Să aibă preocupare, să aibă sport și școală. Mm-hmm. Și atunci m-au ajutat și antrenorii care au fost acolo și au fost niște educatori, m-au ajutat. Știți cum a apărut, Daniel, știi cum a apărut Captain America? În primul rând a apărut ca formă prin care moralul tinerilor soldați care plecau pe front în cel de-al doilea război mondial să fie ridicat. Să fie ridicat, să creadă în ceva. Așa au nevoie și cei care doresc să plece mai departe pe front, și anume aici în rugby. Pentru că rugby e o bătaie crâncenă cu reguli. Este foarte clar, pentru că e dur. Contactul în rugby este mai dur decât ăla din MMA. Mai ales că durează și foarte mult, este un contact prelungit, știm foarte clar. Da? Sunt rugbyiști care pleacă în zona aceasta de lupte și fac față cu brio provocărilor de acolo. Ei, ideea este ce faci ca tu să-l atragi pe omul acela să vină acolo. De spectacol vorbesc care lipsește. Daciada și celelalte forme pe care noi le-am apucat, Titi, oferau un spectacol. Da. Și atunci oamenii veneau acolo ca la spectacol. America folosește lucrul ăsta. Erau duminicile, pentru că duminica era liberă. Erau duminicile pline de copii, pline. A crescut pe Parcul de Triumf. Fiecare săptămână erau mii de copii acolo. Mii cu mii de antrenori, cu mii de părinți, cu... Era o încântare, era o frumusețe. Nu ne mai atragem copiii spre sport, e mai comod să-i lăsăm în fața. Lipsește și mișcarea, pentru că atunci când eram noi mai tineri și copii, se juca foarte mult și pe stradă orice, jucai și ulii și porumbei, jucai și țările, jucai, da, erai de dimineață până care seara acolo. Care copiii noștri nu mai știu. N-au mai fost, pentru că acum sunt mașini pe trotuare, sunt ani, dacă vor să facă chestia asta, n-au unde. Să duc la școală porțile închise, exact, nu se pot duce pe teren. Da? Cei care am făcut sport și ne-am dus copiii la sport, ca și Paul, ca și tine, ca și mulți alții. Dar tot dintre noi sunt mulți, că am văzut mulți părinți și din alte sporturi la fel. Foști rugbyiști sau fost sportivi care au copiii la sport, adică... Se transmite din tată. Ai mers acum, dar la sală. Eu nu i-am obligat să revenim la întrebarea lui Cătălin, da? Cum îi aducem pe ceilalți? Aici e problema. Cred că e cel mai greu să convingi părinții, nu copiii. Păi exact. Asta e foarte important, pentru că părinții, dacă nu au fost obișnuiți cu treaba asta, și mai ales că generațiile care sunt de părinți acum au prins perioada după 90 încoace, când au trebuit să lupte pentru fiecare bănuț, să-și construiască ceva sau să-și apere ceva ce avea acasă, nu prea a avut timp să facă sport, dacă s-a dus să vadă un meci sau să facă ceva, e altă chestiune. Dacă să-l practice ca atare, mai puțin. Uite, tinerii, cum e Tudor,
ei în echipă au făcut o invitație a unui fost cu coleg de-a lor, cu echipier, care e profesor de sport la o comună, poate să spună mai multe. Călăraș. Frăsinec Călăraș și au vorbit ca să vină 3, 4, 5 sportivi, s-au întâlnit la școală la el, în clasă la el. Păi le-a făcut niște... Le-a făcut niște cadouri. Da. Ieri am fost împreună cu Alex Gordon și coleg cu mine la echipa națională, joacă la Dinamo. Am fost la invitația lui. Tu joci la Steaua, nu? Da. Să fie rușine, n-ai voie. Glumesc, îl dai seama. Încă un avantaj pe care Rubiul ți-l dă, prietenia de după meci. Indiferent de, da, absolut. Repriza a treia, indiferent la ce echipă joci, poți să stai liniștit după aia și să povestești cu colegul tău. În fine, ieri am fost la Frăsinet, la un județul Călăraș, la invitația Cosmin Manole. Cosmin Manole e fost jucător și el de rugby. Din anumite motive a trebuit să se lase prematur, că vorbeam și de vârsta la care termin cu sportul. El este diriginte la clasa a 5-a, la școala generală de acolo și profesor de sport la toate clasele. În școala generală de acolo sunt doar 4 clase, o singură clasă din a 5-a până la 8-a, la fiecare 5-a, 5-a, 6-a, 7-a, 8-a. Am împărțit niște dulciuri, copiii s-au bucurat, ne-au ascultat cu atenție, am încercat să vorbim cu ea, a fost o interacțiune. Le-am povestit cum este la rugby, spiritul de echipă, prieteniile care se leagă de după. Au fost foarte receptivi și următorul pas pe care vrem să-l facem, ne-am promis că o să mergem în martie încă o dată la ei, o să mergem cu niște haine, vorbim noi. Le-ați lăsat măcar o minge să joace acolo? Le-am lăsat un tricou de la echipa națională cu semnăturile, minge de rugby au de la Cosmin, de la Manole. Okay. În martie vrem să, după ce terminăm meciul la echipa națională, vrem să mergem și cu mai multe genți, cu haine, cu tricouri, shorturi de rugby și am vorbit cu doamna directoare de acolo, poate dacă se va da voie spectatorilor pe stadion, când vom avea meciul cu echipa națională chiar acum în campania aceasta de calificare, poate să strângă un microbus și să vină la meci. Să spunem că rămân măsurile astea care s-au dat acum cu 50% și cu acces cu testare și adică mai degeare. Cu pas ca să atragi niște copii care probabil n-au auzit niciodată de rugby sau de... No. Categoric s-ar putea să nu fie, să fie auzit atunci. Poate bine, dar au un profesor de sport care desigur le-a vorbit. Dar o recomandare, Tudor. Nu te duce, sau nu vă duce să le dați tricourile și shorturile pur și simplu. Dacă vreți să-i vedeți undeva alături de voi, faceți o competiție de alergare, de flotări, păi nu, asta de genoflexiuni. Să facem, nu, asta ne-am spus acum, că vrem să mergem când o să fie frumos afară. Foarte bine. Aproape că a nins afară, n-am avut cum să ieșim cu ei, bineînțeles. Asta le-am promis că în martie mergem, ne jucăm, facem o joacă demonstrativă, concursuri, ștafetă între ei, o să le dăm și hainele. Nu știu dacă neapărat o formă de concurs, dar înainte să le înmânăm hainele și să le dăruim hainele, o să ne jucăm cu ei. Faceți un concurs astfel încât măcar unul să nu câștige. Măcar unul să nu câștige. Să simtă gustul acela și apoi este să se motiveze. Este foarte important, exact. Este foarte important lucrul ăsta, pentru că îi vei motiva și pe unii și pe alții. Dacă unul se va demotiva, înseamnă că ăla era demotivat de la bun început. Dacă nu va câștiga, dar va fi motivat, este un copil câștigat. Dacă va fi demotivat, cu toate că a câștigat, ăla e oricum o persoană care n-a fost, nu era pentru chestia asta. Da, și mai avem pe chatul emisiunii de la Florin Frățică. Se pare că a prins subiectul ăsta, pentru că nu ne interesează, oricum eu cu Titu am avut discuții destul de lungi pe tema aceasta, a reconversiei profesionale a jucătorilor de performanță. L-avem pe Florin Frățică, care spune așa, acum am intrat pe live, așa că nu știu dacă am prins toată discuția. Știu că există o asociație a jucătorilor de rugby în România, înființată relativ recent, nu știu despre ce vorbește, dar bănuiesc că vă știți. Și spune așa, această asociație cred că ar trebui, dacă nu o face deja, să ajute jucătorii să-și găsească joburi după ce termină cariera profesionistă. Aici am o problemă. De asemenea, observ că mulți jucători din străinătate își deschid tot felul de afaceri după ce renunță la carieră. Cred că afacerile, magazine online sunt cele mai lipsite de riscuri. Ei, aici să-i ajute pe jucători să-și găsească joburi e o problemă. Eu nu sunt de acord. Eu aș merge în direcția de a ajuta pe jucătorii, indiferent că de rugby sau cea, să se descopere pe sine și singuri să-și găsească joburi. Atenție, e o diferență foarte mare. Da? Pentru că una, ți-am găsit, știu eu ce-ți merge. Te duci câteva luni acolo și descoperi că nu-i pentru tine, poate să fie foarte bine plătită și atunci să renunți la meserie. Și alta e să îți pună în față o serie de teste de evaluări
care să aducă în... Poate la asta s-a gândit, poate s-a gândit ca asociația să asigure consiliere, pentru că dacă vrei să faci plasare de personal, îți trebuie multe alte chestiuni, îți trebuie oameni care să fie specializați. Iar eu sunt de părere, vis-a-vis de tine, sunt părere că o mână întinsă atunci când trebuie, chiar dacă nu e chiar munca potrivită care e, dar atunci când trebuie, când ești debusolat, e foarte binevenit. Uh-huh. Adică, mai există la chestia asta, mai există o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult, un șoricel fugea de o pisică și trece pe lângă o vacă care aia din întâmplare se cacă pe el. Și se ascunde în balegă, pisica trece pe acolo, nu-l vede, nu așa, dar la un dată din coadă și îl vede. Îl ia, îl linge, îl ține așa și îl mănâncă. Morala care este, nu întotdeauna cine te bagă în căcat îți vrea răul și nu întotdeauna cel care te scoate din căcat îți vrea binele. Da? Asta, în fine, este foarte important lucrul ăsta. Pentru că e nevoie să ne dezvoltăm spiritul ăsta interior, de a fi stabili, cu încredere în propriile forțe, dar putem face asta numai dacă le cunoaștem. Ca și la rugby. După ce ai fost pus, câte transformări ai făcut? Câte mingi de urmărire ai avut, Dariel? Mă întrebi în... Pe tine, da, în carieră. Transformări? Nu am fost un transformări neapărat. Îmi plăcea balonul, eseu, am marcat ceva eseuri la viața mea, dar am și concurat și am și câștigat. Era pe vremea anilor 80 un trofeu sportul, care îi premia pe cei mai buni marcatori de eseuri, deci nu transformări de puncte și așa mai departe. Era interesant, adică era o bătaie pe acolo și se băteau cam aceiași oameni de obicei. Nu e important să... Îmi plăcea să marc, într-adevăr, dar pur m-am descoperit în același sport nobil. Am descoperit cât de bine și cât de bine te simți în momentul în care joci pentru echipierul tău. Deci le descoperi. E tot lucrul care le descoperi în viață și care se întâmplă în teren. Uite, Emilian Dusă zice, copiii să ia bacu și să facă o facultate. Asta e divizia CSU Phoenix Brașov. Ok, eu aș fi și pentru performanță în sport, dar e o performanță și asta, să ajuți, să iei niște copii de jos și să-i aduci să își termină o școală, să își facă o meserie și asta e foarte important și atunci n-ai lucrat degeaba, tot ai câștigat ceva, câștigat pentru ei ceva. Da, munca asta de lungul anilor cu... Da, Paul. Da, Paul. Daniel, scuză-mă că te întrerup, în perioada pe care tu ai amintit-o, erau două trofee ale ziarului Sportul. Da. Un trofeu se acorda celui care marca cele mai multe puncte în campionat, indiferent de procedeu, eseu, lovitură de pedeapsă, drop goal, și acolo erau celebri în perioada respectivă Dumitru Alexandru, da, colegul tău de la Steaua, Ion Constantin, fiei țărâna ușoară, penalty king de la Dinamo și al jucători buni. Și celălalt trofeu de care tu ai amintit, concurai cu un coleg de la Steaua, Sorin Fuicu, și cu alți mari jucători din perioada aia. Trofeul celălalt era acordat doar celor care marcau eseuri, cum ai spus tu foarte bine. Da, da. M-a interesat mai mult de aia. Cred că le-am și... Paul Pedia, corect. Paul Pedia sau Bărgăunaș Pedia, n-aș putea... Are beculețe care s-a prind. Cătălin? Da, te rog. Cătălin, vreau să spun... Referitor la valoarea pe care echipa Steaua o avea în perioada respectivă, de să zicem, Daniel avea, nu știu, 12 eseuri marcate într-un tur de campionat, urma Sorin Fuicu cu 10 eseuri sau 9, e doar un exemplu ăsta, iar după ce urmeau jucători de la Steaua, mi-aduc aminte de regretatul Florică Murariu, care dădea și el 8-9 eseuri, el jucând linia 3-a, Mircea Muntean, alias Dodo, da, care și el acolo cataloneor dădea 7-8 eseuri. Adică era o bătaie între trei sferturile echipei Steaua și înaintașii, da? Și mulți alți jucători. La Dinamo la fel, erau aripile care marcau, dar erau și jucători de linia 3-a care aveau 7-8 eseuri pe un tur de campionat, da? Deci era erau imens. 12-14 echipe. Și mai mult de atât, fiecare meci în deplasare era foarte greu, dacă mai ții minte, Paul. Adică nu te duceai că erai învingător. Da.
Ok, mai avem 5 minute din această repriza a treia, pentru că a fost și o repriza a treia în cadrul acestui. Bun, haideți să vorbim atunci despre meciul cu Italia, nu? Da, meciul cu Italia se va juca săptămâna viitoare, sâmbătă, la Parma, pe data de 18. Noi intrăm sâmbătă în cantonament. Sâmbătă, acum. Da, sâmbătă, sâmbătă la prânz, intrăm cu check-in-ul medical. Duminică o să avem o zi cu probabil 2-3 antrenamente. Luni o să mergem la vizita medicală. Apoi de marți probabil începem să punem tactica la punct pentru meciul, pentru meciul de sâmbătă. Fiind foarte mulți tineri, probabil o să încerci să-i integreze ușor. E o combinație, cred că suntem cam 10-12 jucători care am jucat și în noiembrie. Și restul sunt foarte, foarte mulți jucători. Deci un fel de România. Este România. Păi nu, așa și nu, este. Da, este chiar o România. Da. Tudor. Da. Meciul este Italia A, Emerging Italy cu România A, adică nu contează în palmarestul primei reprezentative. Știu. Da, nu, făceam, okay. Făceam această referire pentru ascultători. Da. E ultimul meci al nostru, un meci de care trebuie să ne bucurăm, ultimul meci din acest an. Sunt jucători veniți și de la Under 20 și de la Under 18? Știu că este un băiat de la Pantelimon care joacă centru. E Under 19. Under 19. Mihai Graure. Apoi sunt Kemal, Mureșan, Conache. Nu mai știu exact. Și de Superliga. Da, sunt în Superliga, dar au fost și la campionatul european acum. Ăla a fost avantajul vis-a-vis de ce spunea Daniel. Sunt jucători și de la Știința Petroșan. Da, și de la Pantelimon. Și de la Gura Humorului. Deci sunt... Bine, din 36 bănuiesc că o să rămână 25. Dar e bine că simt și cei tineri simt mirosul ăsta de înaltă performanță, de echipa României, de stejar, de istoria asta. Da, exact cum au fost aduși la meciul cu Tonga, chiar dacă n-au jucat, dar au fost acolo mulți dintre jucătorii care puteau să joace dacă era cazul, dar n-au jucat, că nu era loc. Da. 23 sunt pe foaie, ăștia sunt. Asta nu înseamnă că dacă pleacă 25 în Italia, ceilalți fac în continuare. Dacă exact. Mi-e pare că nu fac și ei deplasarea acolo să stea lângă echipa României, cei care n-ar prinde, să zic, 23 săptămâna viitoare. No. Și veți merge pe aceeași tactică cu Tonga? Sau așteptăm. Nu știți încă? Nu. De obicei, la fiecare meci avem tactica, planul de marketing în funcție de... În funcție de adversar. Da. Bună adversar. Ai văzut care ți-i luce, merge pe marketing. Da. Și așteptăm să analizăm meciul Italia. Italia a jucat în 1 noiembrie cu Uruguay și cu Spania. Da. Probabil cu siguranță ne vom uita la meciuri și în funcție de ce vom observa la apărarea lor, la atac, ce fac, vom... Da, ideea dacă vor păstra lotul ăla, că dacă schimbă jucătorii e mai dificil. Da. Dacă da, și ei fac aceeași mișcare ca și noi, da. Să fie mai greu de citit dinainte. Generalul nu prea se schimbă, se mai schimbă din jucători, dar generalul tot ăla. Da. Avem un staff profesionist care se ocupă foarte bine de analizarea adversarilor înainte de fiecare meci și ne pune de obicei lista cu toți jucătorii care sunt chemați, câte meciuri au mai avut înainte, câte au jucat la club, adică avem o analiză foarte bună făcută înainte de fiecare meci, care ne ajută pe noi să ne cunoaștem mai bine adversarul și asta nu poate decât să ne ajute când ne întâlnim cu ei pe teren să ne pară cumva deja cunoscuți jucătorii pe care îi vom confrunta. Un meci de care v-am zis o să ne bucurăm și îl așteptăm cu nerăbdare. Mai am o întrebare de final, dacă mai are și Paul, îl rog să o adreseze. Ce zice taică-tu de tatuajele pe care le ai pe mână? Bănuiesc că nu mai ai pe mână. Nu. Mai ai și altele? Mai am. Care nu-ți la vedere acum. Da. Nimic. Nimic? Fix nimic, nu. De fiecare dată când mă vede cu un tatuaj nou, mă întreabă, ți-ai mai făcut un tatuaj, nu? Ce zici? Da. Băi, fiind eu, tu știi că eu am 3 băieți, sau nu știu dacă... Așa, 22 de ani cel mare și 18 ani acum în februarie, cei mici gemenii. Așa, unul dintre ei care mai bătuiesc a făcut tot felul de lupte de stradă, de Krav Maga și chestii de genul ăsta.
vine și spune, prima chestie pe care mi-o fac cadou de ziua de 18 ani este un tatuaj. Ce pot să-i spun? Nimic. De-aia l-am și întrebat. Ce ți-a spus? Vreau și eu să-mi văd de la taică tu. Nici nu mă încurajează. Spune cum e. Apropo, eu îmi fac mea culpă acum că am vorbit mai mult decât Tudor și nu asta vreau să fac în seara asta. Vreau să... N-a contabilizat nimeni. Dar a venit, cred că, cu asta, cu o chestie mică. A venit prima dată. El a fost un an de zile... Ca domnul președinte, pas cu pas, nu? El a venit prima dată, a fost la, între 17 și 18 ani, a fost la echipa Tomitani în Constanța, la Cojocar, de care pomeneam mai devreme, a făcut acolo un an de juniorat și într-un weekend apare acasă și apare cu... Ce puteam să-i mai spun? Da. Tu ai vreun tatuaj? Da, am unul făcut... Da, la, așa cum... Da, am unul. Dar nu cred că asta, nu cred că am fost un exemplu pentru. M-am legat și de. Nu ești convins că are un tatuaj? Cred că e legat, nu? Ai auzit? Și moda asta venită din insule și da. Da. Cum rămâne cu telefonul lui? Îl pui pe burtiere sau sună lumea și îl ia de la tine separat? Păi ce, mă, că e coadă, l-așteaptă afară. Păi da. Cum tu, dar cred că tu faci selecție așa, nu? De-aia, ești prea selectiv. Nu. Sunt, da, sunt. Sau n-ai timp? Sunt ok. Cum ai zis, okay. Ca să ajungi la experiență, cum ai zis, că trebuie să dai un faliment, un mic faliment, trebuie să nu... Da, am toți, și plâns. Toți plecăm de la un faliment. Am și plâns, da. Da? Ea nu? Și ea, da. Da, valurile, prima dragoste nu se uită, nu? Aha. Cam asta a fost. Ca pe Titanic. A fost un fel de Titanic, da. Ok, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Îi mulțumesc lui Paul Pedia, care a fost lângă noi. Este uimitor de fiecare dată când intră în direct. Când vrea să intre, atunci te-o dă la rădăcină, astfel încât să nu uiți că e și el există da. Aici. Nu ai cum să-l uiți pe Paul Pedia. Da. Mulțumesc, e o plăcere... Cătălin, întotdeauna când particip la emisiune și mai ales în seara aceasta cu acești doi oameni deosebiți de care de amândoi mă leagă de Daniel, bineînțeles, din cauza vârstei o mai mare și lungă prietenie. Cu Tudor suntem așa la început, dar îi prevăd o carieră lungă și frumoasă în rugby românesc și chiar în rugby internațional. Salut încă o dată. O plăcere și pentru noi să te avem alături, Paul. Cea mai frumoasă urare acum de sărbători, nu? Că începe un an nou cu tot ce trebuie. Da. Dar știi chestia cu pozitivul, dacă până acum gândește pozitiv. Fii pozitiv. Da. Acum, Doamne ferici, să spuneți cineva chestia asta. Să nu fii pozitiv. În fund cu totul. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, Titi și Paul, o surpriză pentru familia Boldor. Și invers. Și... eu știam pe Daniel că e pozitiv. Da? E vaccinat cu vaccinul ăsta, Ruibi Stejari. Ruibi Steaua. Da, mai ziceam unul, dar era un cuvânt urât. Oricum e luna cadoului, luna frumoasă, luna în care se sărbători. Da, zicea de Ruibi că e ca un cancer, când îți intră în sânge nu-ți mai este. Nu, eu nu. Dar e urât chestia asta. Pentru că da, vaccinat e altceva, că ești... E un virus care, apropo că nu mai scăpăm de virus, e un virus care îți intră și nu-ți mai este. Nu-ți mai este. Adică fără... Da, e partea bună. E fără leac, dar pe partea bună. Da, partea bună. Și cancerul, dar cancerul parcă te doboară repede, așa, și urât. Da, era Nu știu, eu ziceam de vaccin, vaccinul Ruibiu Stejarii, pentru că odată ce te-ai vaccinat, nu mai e ceilalți virus, nu te mai gândești la fotbal. Nu, eu chiar aveam o poză. Dacă mai vorbești de vaccin mult, pierzi ascultătorii cu vaccinul și cu asta. Da. Eu aveam o poză zilele trecute pe Facebook în care mă uitam tâmp la un meci de fotbal. Mă dusesem într-un bar cu nevastă mea și acolo se juca fotbal și toată lumea, fotbal! Și nevastă mea se uită la mine, joacă aia cu obătirul, nu te interesează ce joacă fotbal, nu mă interesează. Da, deci nu pot, n-am, când e Ruibiul la televizor, e atunci, da.
Da. Și eu cunosc oameni și chiar mai văd meciuri împreună cu ei care nu au făcut niciun rugby în viața lor. Dar sunt atât de... Prinși de joc. Și da. Chiar comentează faze din... Și, dar ei nu au făcut rugby niciodată, dar sunt... Da. Nu poți, n-ai cum să te uiți la fotbal. Eu nu mă uit la fotbal, deci e foarte clar, eu nu mă uit. Poate să fie Steaua, Dinamo sau nu știu ce echipe, că mă întreabă ăștia, ei nu știi de Arsenal sau nu știu cine. Băi, cine să ia, mă? Nu știi cât câștigă ăla? Băi, nu știu cine e ăla. Nu îți spune cât câștigă. Tudor, îți urez succes mult de tot. Mulțumesc. Ținem pumnii. Mulțumesc. Să fii cât mai bine, să te protejezi foarte bine ca să poți joci cât mai, cât mai mult. Și întotdeauna variază interesul și pentru partea feminină, era să zic, și pentru aia masculină, dar nu, stai liniștit doar pe partea feminină, glumesc, așa, dar interesează-te din timp și despre afacerile pe care vrei să le faci, pentru că să dești acolo o chestie care ulterior va răsări și cu forțe proaspete. Da? Daniel, o plăcere, Titi. Onoare și pentru mine și multă sănătate. Și vă așteptăm după meci cu Italia, poate mai aduci și un coleg din echipa națională, okay, care poate să vină aici, că cei care sunt în țară, din păcate, pot participa, dar numai prin Zoom, dar dacă e cineva care poate să vină și vrea să vină la emisiune, abia așteptăm să-i cunoaștem. Să vedem, indiferent cum va fi meciul ăla, e un câștig pentru jucătorii care sunt acolo. Și ar veni, sunt niște băieți extraordinari. Ar veni că sunt niște băieți extraordinari, niște băieți care... Cu Titi ne-am gândit să le oferim o parte și cu un coleg de-al meu care se ocupă serios la nivel național și nu numai și internațional de partea aceasta de reconversie profesională și reconversie sportivă. Au făcut pentru câteva sporturi împreună și cu Gabi Sabo, au lucrat la un moment dat. Sper să reia proiectul și să-l aduce. Da, eu sper să nu fie numai vorbe și la sportiv trebuie să îi aduci ceva concret. Adică să uităm asta, poți să faci, uite, și dacă vrei, te și ajuns să o faci pe asta. Vezi cum e. Adică... Da. Vorba și de atitudinea lor și de motivare. Dăm acum finalul. Toate cele bune tuturor, seară bună și la toaletă cu noi, pentru că am băut multă apă și avem nevoie. La revedere, toate și nu cântăm un colin, nimic. La revedere, aia, când acum, uite, auzi, Titi. Ia. Deci colinul care se potrivește cel mai bine, în momentul ăsta și am trecut și acum trei ani și acum trei ani. Thank you.